Salutare, prieteni! Bine v-am găsit! Ne pregătim și noi să mergem la biserică. Sunt cu Darius. Hai, Darius, adu mâna. Sunt rusaliile astăzi. Filmează pe acolo, Darius. Anca, unde e? E plecată. Prieteni, luăm și noi ramuri de salcă. Ramurile acestea de salcă se pun la coane, în porți și semnifică că îl întâmpinăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și că luăm parte în Săptămâna Mare la patimile Lui. Domnul Iisus Hristos să vă ajute pe toți cei care ne urmăriți și ne susțineți. Ia uitați, prieteni, cât de frumoase sunt aceste flori. Ia uitați. Da. Acum, prietenul nostru, trebuia să mergem acasă, să punem astea la icoane. Așa este tradiția. Și așa trebuie. O să vă arăt în continuare ce trebuie să mai facem. Deci, în Săptămâna Mare, toată lumea se pregătește de Paște, în special la noi, la romi, la țigani. Trebuie să asigurăm mielul, porcul, curcanul și ce mai trebuie, pește, ouă și toate celelalte. Continuare o să ne așezăm și noi la aceste minunate flori de la acest părăduleț. Să mai luăm o pauză. Priviți. Uitați-o și pe patroana. Am ajuns și noi acasă. O să punem și noi să salca la poartă o bucată. Dar îmi filmează-mă, Darius. O să o pun uite așa. Gata. Am pus aici și o ramură. Și acum să punem și la icoane. Aici. Dar să vedem cum o să punem. Cam așa. Și aici.
Și venirăm și aici în casa mare. Punem una aici. Așa. Și una aici sus. Sper să o pun bine. Cam așa. Cam așa este tradiția la noi. Cam atât este cu tradiția legată de biserică, cel puțin pe ziua de astăzi de flori. Eu vă urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Florin și derivatele acestui nume. Prieteni, acum sunt cu Darius, ne plimbăm și noi puțin așa ca de duminică. Ia uitați. Vezi, prieteni, strehaia. Îți place, Darius, la plimbare? Nu. Nu-i place, da, da. Darius? Îi place. Ok. Atât a fost, prieteni, vlogul de astăzi. El este Patrick și vă urează la revedere! Fă-i cu mâna! Pa, pa! Da, prieteni, la revedere, v-am pupat! Nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la canal!